5 ani, cred că era în luna mai, erau la rotunda muzeului din Bulevardul Dacia, Ion Bogdaleftă, Ioan Groșan, Ioan Buduca, Lucian Perța, Cosmin Perța și dacă și Ion Mureșan. Și atunci am făcut o aniversare a lui Raduțe Postul. Cu toții, inclusiv eu, l-am cunoscut și din nefericire sau din fericire, atunci acea aniversare era înconjurată de o expoziție a deciștilor care au plecat dintre noi. Și dacă mi-aduc bine aminte, tocmai plecase dintre noi Andrei Bodiu, care nu era obdecist, dar din prietenie l-am inclus printre obdeciști și era o rotundă, dacă cunoașteți câțiva dintre noastre, sala plină de portrete. Sigur, avem astăzi o comemorare. Au trecut 20 de ani de când Raduțe Postul nu mai este printre noi, dar cred că cei din fața noastră și cei din sală nici nu se gândesc la lucrul acesta, pentru că pe fiecare dintre cei de aici, inclusiv pe mine, într-un anumit moment dat, ne-am intersectat și ne-am marcat într-un fel prezența lui. Pe mine m-a marcat, eu l-am cunoscut foarte puțin, eram tocmai domnul George Țâra, lucrau foarte asidu la un săptămânal, bilunar, nu știu ce era, Cuvântul de ambele sexe. Și m-au cooptat și pe mine pentru o perioadă scurtă, neavând școala ludică a lor, nu prea mi-am făcut loc acolo, dar ce este că l-am simțit întotdeauna pe Raduțe Postul ca un om care mie personal mi-ar fi putut să-mi spună foarte mult. Am aflat foarte multe despre el, mai mult după ce n-am mai fost în jurul nostru. Pentru a reface o tradiție a muzeului, celebre rotunde 13, aș vrea ca astăzi să ne aducem aminte și să rememorăm personalitatea și opera și omul Raduțe Postul într-un stil, într-un sens pe care ar trebui să cred că l-ar bucura și pe el. Să fie uman și pe de-o parte, și uman în ceea ce înseamnă umanitate, adică și cu bune și cu rele, bunele însemnând și rele însemnând, același spirit de finețe critică și de ludic, pe care eu l-am simțit, de asta m-am apropiat de redacția revistei Cuvântul și de redacția Cuvântului de ambele sexe. Și dacă putem, aș vrea ca odată cu Raduțe Postul să ne ducem aminte și de George Țâra, pentru că acolo unde sunt ei, cred că se simt foarte bine împreună. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă îl comemorăm astăzi pe Țepostul, pe Țepii, cred că îl comemorăm în aceeași măsură și pe Țâra. Și dacă vorbim despre acești doi, mă duc aminte de o vorbă a lui Ion Mureșan, în care, discutând despre prietenii noștri morți,
mi-a spus că, da, vorbim despre ei, dar totuși gândește ce fericire e că ei sunt administratorii eternității noastre. Haideți să vorbim despre Țepostul, despre Țâra, și cred că nu are nimeni împotrivă să vorbim așa, în acest, pentru că despre Țâra, de ce insist? Dacă nu-l pomenim noi alături de Radu Țepostul, am impresia că nu se mai pomenească nimeni niciodată. Și ar fi frumos să, mai ales că știm cu toții că Radu Țepostul nostru se supere, și să-i considerăm niște administratori ai eternității. Mă simt puțin, nu știu, dificil să moderez eu această întâlnire. Și cred că între domnul Broșan și domnul Lecter ar fi bine să-și împartă cumva ce ziceți mai bine. Cred că ești de acord. Eu, ca doctorand al domnului Lecter, îi dau prima pe cuvântul. Pentru că știu că dânsul este, l-am observat și astăzi, la, știu de fapt, la realitate, sau la mai multe, dar eu te-am observat dimineața, și un maestru al nuanțelor. Păcat că fetele alea care moderează și ele acolo, te tot întrerupeau. Dar, așa, din simpatie. Așa că zic că sunt domnul Lecter să înceapă, pentru că, într-adevăr, domnul Lecter a moștenit ideea de critic literar al generației noastre, ceea ce a fost la început și Radu Țepostul. Din păcate, datorită acestei premoniții teribile care există în titlul cărții lui, Istoria tragică și grotescă a întunecatului deceniul nouă, iată ce premoniție sinistră a avut. Din punctul ăsta de vedere, cred că titlul, când s-a gândit el în 85, poate, da. Nu, cred că generația voastră, unii sunt mai tineri, cum e și George Aron, Marius Oprea, de generația voastră. Da, mă rog, a fost alocat la tine. Da, și nu. Absorție. Din ce vedeți aici, în bine, acum să intru într-un spirit ludic, câțiva dintre ei și unii prin sală, sunt rămășițele generației 80. Deci, în viață. Păi unii nu mai sunt în viață, atunci nu mai se cheamă. Acum, Luduca, era să intru pe ceea ce așa numește viață. Noi care mai trăim, suntem rămășițele celor care sunt. Bogdan, eu zic că înainte de a intra într-un derizoriu cu, și cu poantele mele și cu al domnului Groșanu sau al lui Buduca, să pui totuși lucrurile într-o ecuație mai serioasă. Încerc, dar nu am să fac o încercare foarte grea, foarte așa țeapănă, tocmai pentru că, așa cum inspirat ai fost și ai spus, Radu Țepostul Țepii merită o evocare destinsă. Și deja ceea ce acum ai calificat drept un pericol al derizoriului nu e de fapt decât un mod mai glumeț și mai uman, ai spus tu, de a evoca un coleg, un prieten, un om apropiat, un om care era la rândul lui plin de spirit și într-un anumit fel, în formula lui pe care s-o descriem sau detaliem mai departe, un om al ironiei și al hazului și al versantului în aparență doar derizoriu al structurilor de personalitate. În realitate, cine e doar sobru și nu are absolut deloc umor, nu are un gust de ironie, nu deși produce, are un deficit. Da, sigur, cred că început cu datele triste, crude ale poveștii. Titlul
culegerii lui de articole despre colegii lui de generație poate fi considerat într-adevăr într-o anumit sens premonitoriu, deși aici înclinații noastre speculative glisează puțin abuziv între planuri. Istoria tragică și grotescă, end grotescă a întunecatului deceniul 9 se referea nu la anii 90 când el s-a stins, ci la anii 80, pentru că cum se știe numerotarea decenală e deceniul 9 pentru anii 80, deceniul 8 pentru anii 70 și așa mai departe. El se referea la deceniul de lansare și de impunere a unei generații literare în condiții foarte grele, în condiții politice, nu de epocă, tragice și grotești în același timp. Situația lui, am mai spus-o și cum ai amintit, acum 5 ani, e teribilă, e absolut teribilă și suntem aici și Cristian Crăciun și Ioan Buduca. Nu știu dacă nu dau seama că prin sală mai sunt persoane care fac efectiv critică literară de regularitate. E, bun, dar ai făcut critică de meserie. Gică Țăposu s-a stins la 45 de ani și jumătate, aproximativ. Ca pârvan. Poftim? Ca pârvan. Ca pârvan, sigur. Avem, în urmă, putem da multe exemple, dar eu am acum în vedere meseria lui, în primul rând. Acum 5 ani, în 2014, el ar fi împlinit 60 de ani. Acum ar fi împlinit, în aprilie, 65. Ar fi ieșit la pensie. S-a și putut pensiona. A fi băut la pensiona. Da. Și mâine, dacă datele înregistrate în internet sunt corecte, mâine se împlinesc 20 de ani de când am murit într-un accident de mașină. Probabil din cauza șoferului, la amândoi s-au stins din viață. Nu știam că și el. Da, șoferul nu a găsit nimic. Eu aveam impresia că și el nu. Ce-o fi făcând atunci și ce-o fi gândind bietul om, că bănesc că i-a apăsat tare. Da, era și un bun prieten al lui. Erau apropiați, sigur. Critica asta, dragii moșului, dragii moșului, ca zic așa, e o meserie foarte păcătoasă. E și frumoasă, sigur, toți profesioniștii vă spune că își iubesc meseria, că e și grea, dar e și frumoasă. Este însă, îndrăznesc să spun, între genurile literare, e meseria care depinde cel mai mult de regularitatea exercițiului. Pot exista poeți genialoizi sau geniali care scriu o carte și se lasă și se ocupă de comerț în Africa. Pot fi, toată lumea dă exemplul de muzician, nu, de la 5 ani, o viață scurtă, arts. În genurile așa zis creative, în toate domeniile artistice, performanțele cele mai înalte sunt posibile și în timp scurt sau prin fulgurație sau la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Avem cazul ghepardului lui Lampedusa. O viață trăită în alte feluri și o mare carte, la un moment dat. Dar nu pot să fiu un mare critic doar la un moment dat. Nu pot să fiu un mare critic nici de copil, când pot să desenez excepțional sau să cânți, pentru că impulsurile artistice, creative, genuine, pot da și performanță. În cazul rare, dar se poate. Dar nu pot să fii critic literar la 5 ani. Și nici la 12, nici la adolescență, pot să încep eventual să scriu niște pagini, niște reflecții despre literatură, care să fie mai curățele și interesante și
plină de pasiune sau știu cum altfel. Ai nevoie de acumulări îndelungi, trebuie să știi tot în principiu, să fii citit tot. Sigur, nimeni n-a citit tot și citim toată viața, dar nu poți să performezi profesional decât după un anumit nivel de acumulări care să-ți fi furnizat deja un sistem întreg de repere față de care să, la care să raportezi tot ceea ce citești și comentezi. Și o imagine de viziune critică, de sistem critic, nu poți să oferi decât în acumulări îndelungate. Mă gândeam la, și nu e prima dată, la cazul lui Radu Gețeposu, termen de comparație, Pompiliu Constantinescu. Ne-a avut o mare generație de critici, sau o generație două, nu? Lovinescu și discipolii lui. Între discipoli, Cioculescu a fost cel mai longeviv. Vianu a trăit și el destul ca să acumuleze, să rămână un mare critic. Străinul a avut traseul fracturat de detenție și de când au venit comuniștii și ce s-a întâmplat, dar și el rămâne cu opere destul de consistente. I s-a putut alcătui o ediție de scriere destul de amplă și a și dat și după eliberarea din penitenciar, versificația și studii fundamentale. În schimb, Pompiliu Constantinescu a rămas cronicar, a rămas la 45 de ani. Fără un pic, dacă nu greșesc. Aproape același destin. Sigur, în alte condiții, în altă epocă, într-o literatură care abia se abia înflorea și se sincroniza cu nu atât de mulți autori, pentru că, în măsură ce avansăm de-a lungul secolului 20 și până astăzi, se multiplică, cum se spune uneori, în progresie geometrică, producția literară. În condiții în care lumea era așezată, se citea mai atent, citeau mai puțin, dar citeau mai atent și atunci cronicile lui Pompiliu Constantinescu sunt niște microsinteze, de fapt. Nu sunt în niciun caz atât de scurte cum scria de pildă Țepi. Țeposu era un dexter al recenzisticii foarte concentrate. A scris, sigur, și studiul despre personaje, de istoria romanului, din perspectiva personajului, dar cea mai mare parte a operei lui este o operă de recenzistică și istoria tragică și filozofică e un asamblaj, minus secțiunea introductivă, mai reflexivă, mai eseistică, de cronichete, încât aspectul de istorie literară rezultă acolo din faptul că el, de fapt, din faptul că el scria așa de concentrat, încât păreau niște portrete de autori sintetice pe măsură ce comenta, scria cronice, recenzii la cărți noi. Bine, și cărțile despre Blecher. Cartea despre Blecher e o lucrare de licență. E o lucrare de licență despre care merită să spunem ce statut a avut, pentru că arată la ce nivel se făceau licențele atunci și putem să comparăm cu licențele de azi. Care pot fi uneori excepționale, dar e o temă de reflecție. Ai șef. Nu. Așa. Bun. Cu acest destin teribil care l-a întrerupt pe Gică Țeposu într-un miez de carieră. El a apucat, sigur, până la 45 de ani să se afirme plenar. Unul dintre critici cei mai importanți ai valului nostru și ai literaturii române postbelice. Dar faptul că nu i s-a mai dat să continue, să acumuleze, să ajungă la extensiile care poate pune efectiv la oaltă toate datele, toate piesele dintr-un puzzle mai larg, dintr-o imagine mai largă, o viziune de critic, e o mare tristețe, mai ales că mulți scriu despre cărți. În perioada postcomunistă, foarte mulți dintre cei care scriu despre cărți scriu improvizat. Sunt poeți care scriu între ei, unii despre alții. E o zăpăceală destul de mare în materie de recenzistică, mai ales prin
presa risipită peste tot în țară, unde se fac mai mult servicii reciproce. Este. Astea, critică serioasă, critici care să-și asume munca asta grea de renunțări, de timp, de tot consumat, tot timpul pentru citit și scris și înțeles literatura, de fapt sunt puțini, nu sunt mulți. Critici foarte buni, foarte serioși, de amvergură, de viziune, cum încerc să descriu acum, într-o epocă literară, și ți-o pot să arăt toate datele pentru a fi unul, s-a prefigurat ca atare și a fost placat de destin, verbul din rugby, dacă îl știți. Bun, acum mă gândesc că după o introducere de felul ăsta, care să-i facă un portret și cu, bineînțeles, reveniri, haideți să încercăm să profităm în primul rând, eu aș invita mai întâi pe Roșan și pe Buduca, de prezența aici a colegilor lui de grup studențesc. Dintre noi toți de aici, ei doi îl știau de cel mai mult timp. E adevărat. Știa și sovienii de la Brașov, pentru că ei au fost brașoveni o vreme, în prima lor tinerețe. Și, bun, putem să începem chiar cu amintiri de copilărie. Chiar vă propun o chestie. Gen, asta sunt Ioan Crăciun. Am fost colegi în clasa 9-a. Tot la Brașov? Brașov. Deci, prieteni foarte buni. Pe urmă, din clasa 10-a. Bun, atunci vă repliez eu rapid. Haideți să, dumneavoastră, să citiți. Da, niște lucruri. După aceea, Octavian, poate ne spui tu câteva cuvinte și haideți să începem să-i facem un portret care să urmeze un scenariu biografic. Sigur. Cum a fost Teposul în copilărie, adolescență, formă cum studenție, ars amatorii, ajungușlucuri, pasiuni, sau cum vreți să ziceți fiecare, adăugând și câteva, formă venirea în București, când, de pildă, George Arun, atunci, mai încoace l-a cunoscut, e mai tânăr de George, probabil în redacția Amfiteatrului, nu? L-am cunoscut de mult, când a fost naș. Păi naș, da, naș când el nu mai era studentul și nicele complice cu băiețandrii Buduca și Groșan. Deci, haideți să vedem ce iese dintr-o asemenea... Da. Cristian, tu când l-ai cunoscut? Cum ți-e bine? Eu nu l-am cunoscut. Nu l-ai cunoscut doar. Păi da, trebuie să vorbesc ultimul, că sunt sigurul care nu l-ai cunoscut. Când se înglumesc. Fiecare când vreți să vorbesc. Întâlnarea face că nu l-am cunoscut direct. Ioan Crăciun, pe timp, de mulți ani editor, director editurii Ars Docente. De la universitate. Îi mulțumesc că, Otilie, că m-a rugat să vin și eu aici. S-a întâmplat să fim colegi în clasa noastră, ne cunoaștem cu ceva vreme înainte și am rămas cu moștenirea asta absolut specială, cu amintirea lui, cu amintirile despre el și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Eu am pus, mi-am făcut așa o schiță cu câteva amintiri, sunt niște lucruri inedite și mă gândeam la Țepi preadolescentul. Mulți dintre dumneavoastră nu știți, sunt câteva lucruri doar, câte ceva ce am mai putut să fac astăzi de dimineață. Copilul de 15 ani, până la urmă, poate e interesant să vă spun câteva lucruri despre Țepi preadolescent. Anul 1969, atunci a avut loc, atunci ne-am întâlnit, întâlnirea noastră, după înscrierea la examen de admitere la liceul Andrei Șaguna din Brașov. Concurență foarte mare, mulți brașoveni dezinvolți. Printre cei puțini din împrejurime, adică din afara Brașovului, și noi doi, eu și Țepi, inhibați și veniți cu tații. Țepi, vioi, dar sfios, mititel, dar chetros, purtând un pulover de lână încheiat cu nasturi,
specific zonei Brandului. Ceea ce, sigur, stârneau oarecare mirare printre brașoveni emancipați ai vremii, să zicem, printre urbanizați. Era chiar din Șirnea sau da, din absolut din Șirnea, Șirnea, da. Care e un loc care vorbește despre mai mult decât ce a scris el. Merinde, da, merinde de la Șirnea. Ce a scris el este o poveste despre locul acela absolut unic. Da, e loc superb în zona... Bravo. Da. Oiciu, da. Cine a fost acolo s-a apucat să simtă locul ăla. Bine, ca să-l simți, să-l simți până cu ce. El, el trebuie să fie altul de tine, să spună ce-i cu locul. Eu așa l-am simțit și de-aia pot spune. Am să trec în revistă așa rapid, pe care am să vă las pe dumneavoastră. Merinde de la Șir. Unde veneați? Eu din Cristian, de lângă Cristian. Cristian. Mai aproape de Brașov, da. S-a bucat tot de, din afara Brașovului și asta a fost prima, cum a creat prima legătură. Merinde de la Șirnea. Adică a, de foarte aproape de locul în care s-a scris. Că asta a fost, a fost chiar la Cristian. Pe șoseaua dintre Brașov și Cristian. Absolut, da. Capătul. E o linie dreaptă acolo, cu, era pe vremuri cu câmp de dreapta, cum ieșeai din Brașov, între timp cred că s-au umplut de... Absolut, da. Cristianul se, se leagă de Brașov. Dinspre, dinspre pârurici autostrăzi. Cristianul se va lega de Brașov, cred. Da. Avea merinde de la Șirnea. Și așa cum mi s-a părut mie, cel mai bun pui fript, cea mai mare fleică de porc și cea mai bună brânză de burbu. A intrat cu medie mare. Primele săptămâni de școală. Stăm amândoi în prima bancă. Țepii la fel ca la admitere. Aceeași fială, același pulover, aceleași fripturi, aceeași brânză. Domnul Țeposu, tatălui, aflasem între timp, era tehnician veterinar și gospodar de frunte în Șirnea. Un episod la o oră de engleză. Doamna Hatka, zic profesoara noastră, întreabă. Țepi știe și răspunde savuros. În limba engleză, zice Țepi, adjectivul șade înaintea substantivului. Reacție zgomotoasă a clasei. Râsete și așa mai departe. Țepi șade la rândul puțin nedumerit, de replicile ironice ale multor colegi brașoveni cu patalama. Ora următoare de engleză, profesoarei i-a plăcut răspunsul lui Țepi și vrea să-l audă din nou. Îl strigă, prezent, răspunde Țepi. Dar Țepi nicăieri. Nimeni nu știe unde e Țepi. Într-un final, iese triumfător de sub umbrelele din colț. Dăduse și el astfel o probă de îndrăzneală, de imaginație și de hază. A vrut să arate că și elevul cel cu minte de la Șirnea, elevul cel scuios, poate să facă lucruri de genunchi. După câteva luni, Țepi oarecum adaptat la mediu. Dispare sfiala, dispare pulovărul, brânza și puii din fericire rămân. Stă în gazdă la Mircea, colegul nostru. În scurt timp, epuizează biblioteca familiei. Citește cu nesaț, chiar și la școală, în multele ore pe care le categorisește neinteresante. Ora de chimie. Țepi citește absorbit sub bancă volumului Octav și Luțiu Brașov. Într-o clipă de neatenție scapă cartea care cade cu zgomot în fața băncii, cu coperta la vedere. S-a dus, în zice Țepi, cu o adresă de întărire nereproductibilă aici. Dora Pârvulescu, mama Ioane Cărbulescu, profesoara noastră de chimie, zâmbește cu înțelegere și apoi își continuă povestea. În pauză îi spune, ai grijă de cărțile bune, mă scuzați, mi-a căzut din mână, mi-a scăpat din mână, zice Țepi. După prima vizită la mine, la Cristian, Țepi vine foarte des. Are acum geacă, pantaloni în carouri, și frizură restilizată. Eu aveam o soră cu 2 ani mai mică, care avea la rândul ei o mulțime de prietene interesante.
Sunt numai câteva lucruri așa din ce mi-am adus aminte, un portret așa. Da. De ce vă întrerupeți? Continuați?